Masieret, tirurile care stau și așteaptă să intre în Ucraina au format o coadă care se întinde pe mai bine de 1,5 km. Peste 100 de autocamioane și așteptau rândul și numărul lor este în creștere, dat fiind faptul că la coadă se așează și alte mașini. De la ultimul tir care așteaptă aici în Vama Siret și până la punctul de control am numărat nici mai mult, nici mai puțin de 104 tiruri care stau la coadă și așteaptă să prindă rândul pentru a trece mai departe în Ucraina. Sunt șoferii care vin din Turcia, care vin din Bulgaria și din multe alte țări din Europa, dar și din România. Șoferii s-au resemnat deja, mai ales că unii dintre ei au petrecut în vamă peste 24 de ore. De cât timp stați aici? O zi și o noapte. Da, da. 24 de ore iese. Nu ne convine situația, dar ce putem face? Noi suntem aici fără drepturi. Ce putem face? Cui putem să, și putem noi să-i spunem cuiva? Pe noi nici nu ne ascultă nimeni. Rău lucrează vămile, rău. Suntem de ieri la ora 10. 10 dimineața? De seara. Da. De 12 ore. Da, mai bine. De unde veniți? De la Constanța. Și unde mergeți? La Ivano-Frankovsk. Și cât credeți că mai aveți de stat aici? Nu știm. Adică vreo 10 ore. Cred că da, mai puțin noi. Aceștia sunt dintre cei norocoși pentru că vin din alte localități ale țării. Alții au avut de parcurs drum lung din Bulgaria sau Turcia și nu este acesta capătul drumului. Explicația autorităților este că în perioada sărbătorilor numărul tirurilor care tranzitează Vama Siret se dublează. Din punct de vedere al controlului documentelor de călătorie, în punctul de trecere al frontierei Siret nu sunt probleme. Se lucrează 24 de ore din 24, foc continuu. De ce totuși întâlnim situația asta în care zeci de tiruri stau și așteaptă? Este sfârșit de an. Iar numărul autotrenurilor și mașinilor de marfă s-a dublat față de o perioadă normală din acest an. Noi am avut o întrevedere de frontieră cu autoritățile ucrainene, ne-am prezentat situația din România și ei au luat măsurile legale ce s-au impus. O altă explicație pentru situația de la Vama Siret ar putea veni din partea autorităților din Ucraina. Acolo verificarea documentelor și încărcăturii se face greoi, iar din acest motiv coada care se formează la intrare în Vama ucrainiană ajunge până în punctul de control din România.